Sunt informațiile șocante ale dimineții. O crimă odioasă a avut loc la Vaslui. Doi frați și-au ucis unchiul cu toporul după ce au chefuit împreună. Polițiștii, din informațiile pe care le avem, sunt în acest moment în alertă și încearcă, bineînțeles, să dea de urma acestora. Suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu corespondentul nostru în zonă, Lili Trifu. Bună dimineața! Ce date ai tu de acolo? Bună dimineața! Zeci de polițiști scotocesc împrejurimile în comuna Roșiești pentru a da de urma celor doi presupuși criminali. Întâmplarea tragică s-a petrecut astă noapte, în jurul orelor 22, atunci când mama gemenilor l-a chemat pe unchiul lor să vină pentru că aceștia l-ar fi agresat fizic pe tatăl acestora, bolnav fiind. Ei bine, în momentul în care a intrat în curtea surorei lui, unul dintre cei doi i-a dat cu toporul în cap. Sigur, unchiul a murit pe loc. A fost anunțată poliția imediat să vină, iar cei doi presupuși criminali au fugit de la locul faptei. Toată noaptea forțele de ordine i-au căutat, au încercat să-i rețină, deocamdată fără niciun rezultat. Lili Trifu, corespondent Antena 3, mulțumim foarte mult pentru aceste informații.